dragi tineri creștini, întunericul nu de noi. Nu e așa că ți-e groază să mergi pe întuneric. Oricât ești tu de bărbat, oricât ești tu de macho, că te duci pe o stradă întunecoasă, știți că pe întuneric sunetele au altă frecvență. Să ai singur acasă, și îi lași undeva o luminiță aprinsă, că nu știu, cumva ceva trebuie să spargă întunericul ăla. Nu-i nimeni acolo, nu-i nimic acolo, dar cumva întunericul ăla îți dă sentimentul de nesiguranță. Dragi creștini, Hristos ne cheamă să umblăm în lumină. Iar acest Halloween nu este decât o celebrare, o sărbătoare închinată în întunericului. Ascultați, noi îl sujim pe un Dumnezeu care locuiește în lumină. 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 16. Vorbește Pavel, scriindu-i lui Timotei, scriindu ne nouă, despre Dumnezeu. Ascultați cum e caracterizat Dumnezeu. Singurul care are nemurirea. Dumnezeu ne dă nouă viață veșnică. Într-o zi vom fi cu Dumnezeu și vom trăi veșnic, dar Dumnezeu e singurul care deține nemurirea. El are nemurirea. El în sine este fără început fără sfârșit. Este Dumnezeul etern, este nemuritor, pentru că El este sursa vieții. El dă viață, El nu are nevoie de viață, pentru că El însuși este viața. Hristos a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Venind în lumea aceasta, Hristos nu ne-a arătat calea, ce a spus eu sunt calea. Venind în lumea aceasta, El nu ne-a arătat adevărul, ci El s-a definit pe El însuși ca fiind adevărul. Și venind în lumea aceasta, Hristos nu ne-a arătat o cale spre viață, ci a spus, eu însumi sunt viața. Singurul, deci, care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, spune Pavel despre Dumnezeu, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, ce ci are cinstea și puterea veșnică, slăvit să fie Domnul. Acesta este Dumnezeul nostru, este un Dumnezeu care locuiește în lumină. E important, dragii mei, să înțelegem că halloween doar pretinde inocența, dar promovează de fapt întunericul. Aveți grijă la ceea ce promovează. Pretenția este una, dar ceea ce promovează este cu totul altceva. Este o sărbătoare a întunericului și mai ceva. Noi ca și copiii lui Dumnezeu, odată ce am fost eliberați din întuneric, Trebuie să rămânem în lumină. Efeseni, capitolul 5, versetele 8, 9, 10, 11, 2 până la 11. 8, 9, 10, 11. Ascultați, odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut Domnului și nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului, ci încă mai degrabă o sândițile. E nevoie de vreo explicație la versetul acesta? Suntem copiii lui Dumnezeu, suntem copiii luminii, trebuie să umblăm în lumină și de fapt trebuie să ne ferim de tot ce este întuneric. Nu avem treabă cu întunericul. Dragul meu tânăr creștin, odată ce ai fost scos din întuneric, rămâi în lumină. Și mai e ceva, Întunericul e periculos pentru că te poate robi. Coloseni, capitolul 1, versetele 12 și 13. Mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Unde stau Sfinții? În întuneric? În lumină. Hristos a zis, venind în lumea aceasta, oamenii au, au iubit mai mult întunericulul pentru că faptele lor erau rele. Întunericul are puterea să te robească. Și toți cei care fac parte din întuneric trăiesc o robie. N-aș vrea să aveți ocazia să vorbiți cu cineva care a fost robit de închinare idolatră. Pentru că probabil va fi greu să dormiți după aceea. Dar au fost oameni care au fost în robia întunericului, au fost oameni care s-au închinat forțelor întunericului. Și oamenii aceștia eliberați de Hristos îți vor spune ce înseamnă să fii strămutat din întuneric în împărăția luminii. Dacă prin Harul Lui Dumnezeu am cunoscut lumina Lui Dumnezeu, vă rog, dragi tineri creștini, rămâneți în lumină. Nu vă faceți părtași faptelor întunericului, pentru că întunericul te robește, are puterea să te robească. Halloweenul pretinde inocența, dar promovează doar întunericul. Asta e primul lucru.